Lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Iubiți frați și surori, în această seară am primit pe inimă să citesc din pasajul acesta și aș vrea să încep un mesaj în seara aceasta și cu ajutorul lui Dumnezeu, duminica viitoare seara, să îl duc la bun sfârșit din capitolul acesta 2 Cronici 34. Am stat înaintea Domnului și m-am gândit la câteva gânduri care să fie benefice pentru noi, pentru mine și pentru fiecare care suntem în locul acesta. Și mi-a venit gândul acesta în minte, după care am și intitulat mesajul acesta: caută să fii izbăvit de mânia lui Dumnezeu. Caută să fii izbăvit de mânia viitoare a lui Dumnezeu, care se va revărsa peste pământul acesta. Am citit despre omul lui Dumnezeu Iosia, care la un moment dat, găsind cartea aceasta a legii, citind în ea, s-a cutremurat atât de mult încât a văzut mânia iminentă a lui Dumnezeu, gata să fie vărsată asupra împărăției de sud a lui Iuda. Și omul acesta a vrut să știe ce se va întâmpla cu el și dacă poate să scape de mânia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a făcut hatărul acesta binecuvântat. Mă gândesc la noi și contextul vremurilor pe care îl trăim în era aceasta postmodernă. Vedem cum lumea se îndreaptă cu pași tot mai rapizi înspre judecata asta a lui Dumnezeu. Pe măsură ce Dumnezeu va începe să toarne din potirul mâniei lui neamestecat, cum spune Apocalipsa, și oamenii vor începe să guste din amărăciunea urgiilor, în loc să se pocăiască, vor face un lucru care îi va îndepărta și mai mult de Dumnezeu. Se vor ridica împotriva lui Dumnezeu și îl vor blestema și mai mult. Uitați-vă în cartea Apocalipsei, în capitolul 16, omul lui Dumnezeu spune, dacă deschideți împreună cu mine, versetul 9, și oamenii au fost logoriți de o arșiță mare și au hulit numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. Al cincilea înger a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei și împărăția fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii își mușcau limbile de durere și au hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele și nu s-au pocăit de faptele lor. Acesta arată, de fapt, starea atâta de decăzută a omenirii în care trăim. Un copil normal, la minte, chiar dacă greșește și ca părinte trebuie să îl educi, să-l instruiești, poți să observi în caracterul lui un regret, o părere de rău și o dorință de a se îndrepta. Dar când oamenii ajung să fie pedepsiți de Dumnezeu până într-acolo încât să stăruiască în încăpățânarea lor și să-L hulească pe Dumnezeu, să se întoarcă împotriva lui Dumnezeu, îți dai seama cât de stricată este lumea aceasta în care trăim. Și Petru spunea de bună oară în a doua epistolă, în capitolul 3, că în vremurile din urmă se vor ridica tot felul de batjocuritori care vor batjocuri pe Dumnezeu, vor batjocuri cuvântul lui Dumnezeu, făgăduințele și promisiunile lui Dumnezeu, spunând că acestea n-au cum să se împlinească, neștiind că dacă Dumnezeu încă mai lasă har, o lasă pentru că, spune evanghelistul Petru, dorește ca toți oamenii să vină la pocăință și niciunul să nu piară. Și ce trist e că oamenii nu înțeleg semnalul acesta din partea lui Dumnezeu. Dar eu doresc din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi ca popor al Lui. Să înțelegem vremea cercetării. Să înțelegem lucrurile care au să vină pe pământul acesta și să ne ajute bunul Dumnezeu să scăpăm de mânia viitoare a lui Dumnezeu. Soarta oamenilor acestora nu trebuie să fie soarta noastră. Soarta noastră trebuie să fie cu un final
deosebit de a oamenilor din lume. Pentru că Pavel spune la un moment dat în 1 Tesaloniceni, în capitolul 5, versetul 9, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. Și o spun, Doamne, ajută-ne Tu la lucrul acesta. Totodată Petru spune în a doua epistolă, capitolul 3, versetul 13, că spre o deosebire de oamenii aceștia care vor gusta din mânia lui Dumnezeu, dar noi, preiubiților, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Și pentru aceasta vrem să spunem în această seară, lăudat să fie bunul Dumnezeu. Pentru că El ne dă un viitor și o nădejde. Așa cum spunea prin profetul Ieremia către Israel, care ispășea pedeapsa aceea de 70 de ani în robia babiloniană și totuși trimitea Dumnezeu un mesaj de nădejde și spunea în 29:11, căci eu știu gândurile care le am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Ce bine este pentru noi copiii lui Dumnezeu să trăim în fiecare zi animați de nădejdea aceasta, că Dumnezeu a pregătit pentru noi un viitor. Că adevărata viață abia aștă să înceapă când plecăm din lumea aceasta sau când Domnul nostru Iisus Hristos va reveni pe norii cerului să-și ia mireasa Lui. Atunci va începe fericirea. Dar până atunci, frați și surori, sunt anumite lucruri pe care noi ar trebui să le luăm în considerare ca să scăpăm de mânia lui Dumnezeu. Vedeți, omul lui Dumnezeu, Iosia, a primit favoare și har din partea lui Dumnezeu. Spune la un moment dat, de la versetul 23 la versetul 28, cuvântul Domnului care i-a fost spus prin această profetesă. Așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Spuneți omului care v-a trimis la mine. Așa vorbește Domnul. Iată, voi trimite nenorociri peste locul acesta și peste locuitorii lui. Și anume, toate blestemele scrise în cartea care s-a citit înaintea împăratului lui Iuda. Pentru că m-au părăsit și au adus stămâia altor dumnezei, mâniindu-mă prin toate lucrările mâinilor lor. Mânia mea s-a vărsat asupra acestui loc și nu se va stinge. Dar să spuneți împăratului lui Iuda, care v-a trimis să întrebați pe Domnul, așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel, cu privire la cuvintele pe care le-ați auzit. Pentru că ți s-a înduioșat inima, pentru că te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu când ai auzit cuvintele rostite de El împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, pentru că te-ai smerit înaintea mea, pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea și eu am auzit, zice Domnul. Iată, te voi strânge lângă părinții tăi, vei fi adăugat în pace în mormântul tău și nu vei vedea cu ochii tăi toate nenorocirile pe care le voi trimite peste locul acesta și peste locuitorii lui. Soarta poporului Israel nu trebuia să fie și soarta lui Iosia, pentru că omul acesta a căpătat har și îndurare în ochii lui Dumnezeu. Dar totuși, vreau să trag aici un semnal de alarmă și să spun în felul următor. Făgăduințele lui Dumnezeu sunt valabile și se împlinesc pentru noi atâta vreme cât rămânem în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ieșim de sub ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, riscăm să nu mai vedem împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu în viața noastră. De ce spun lucrul acesta? Pentru că Iosia, împăratul acesta atât de scump înaintea lui Dumnezeu, care a realizat o reformă în Israel, cum n-a mai fost realizată nici măcar de Ezechia, străbunicul lui. N-a mai fost nimeni în stare să facă ce a făcut omul acesta, Iosia. Și Dumnezeu îi face o făgăduință frumoasă spunându-i, iată, în pace am să te adaug în mormântul părinților tăi. Și nu vei vedea
toate nenorocirile care le voi trimite peste locul acesta. Dar știți ce e interesant, ce parcă îmi întristează inima? Iosia ajunge să fie omorât pe un câmp de război. Pe un câmp al bătăliei în care Dumnezeu îi vorbește prin gura unui păgân care nu-L cunoștea pe Dumnezeu și îi spune: Iosia, vezi-ți de treaba ta, stai acasă. Uitați-vă în capitolul 35, de la versetul 20, cuvântul Domnului spune: după toate aceste lucruri, după ce a adresat Iosia casa Domnului, Neco, împăratul Egiptului, s-a suit să lupte împotriva carchemișului pe Eufrat. Iosia i-a ieșit înainte. Și Neco i-a trimis soli să-i spună: ce am eu cu tine, împăratul lui Iuda? Nu împotriva ta vin astăzi, ci împotriva unei case cu care sunt în război. Și Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc. Nu te împotrivi lui Dumnezeu care este cu mine ca să nu te nimicesc. Dar Iosia nu s-a întors de la el, ci și-a schimbat hainele ca să lupte împotriva lui, fără să asculte cuvintele lui Neco, care veneau din gura lui Dumnezeu. A înaintat la luptă în Valea Megiddo. Arcașii au tras asupra împăratului Iosia și împăratul a zis slujitorilor săi: luați-mă, că sunt greu rănit. Slujitorii l-au luat din car, l-au pus într-un alt car al lui și l-au dus la Ierusalim. A murit și a fost îngropat în mormântul părinților săi. Tot Iuda și Ierusalimul au plâns pe Iosia, chiar Ieremia a făcut un cântec de jale. A fost adăugat omul acesta în mormântul părinților lui, dar nu neapărat cum i-a spus Dumnezeu, în pace și în liniște, ci ajungând o victimă de război și neprimind sfatul din gura faraonului Neco, care venea ca din partea lui Dumnezeu. Vedeți, frați și surori, Dumnezeu face pentru noi multe făgăduințe și gata să le împlinească. Dumnezeu vrea să le împlinească. Dar întotdeauna, fie când citim în istoria biblică, fie când Dumnezeu vorbește prin glas profetic, o să observăm că întotdeauna Dumnezeu condiționează binecuvântarea și împlinirea făgăduințelor Lui față de noi de ascultarea și rămânerea noastră în cuvântul Lui Dumnezeu. De fapt, în seara aceasta, despre ascultare se vorbea. Ascultarea este virtutea aceasta atât de înaltă și ne garantează nouă harul să căpătăm împlinirea făgăduințelor din partea lui Dumnezeu. Și totuși, așa cum se spunea, este lucrul care se calcă cel mai ușor în picioare și se trece la neascultare de Dumnezeu. Și o doresc în această seară bunul Dumnezeu să se îndure de noi, să ne ajute să învățăm din lecțiile istoriei, să ne ajute să învățăm din poate exemplele zilelor noastre, pentru că o vorbă înțeleaptă spune: cine nu învață din istorie, îi dator să-i repete greșelile. Și lucrul acesta ar fi o pagubă pentru noi. Eu m-am gândit mult despre decizia acestui om. De ce a trebuit lui să meargă să lupte împotriva lui faraon Neco? Și am citit câteva comentarii istorice, culturale, și mi s-a părut foarte interesant. Și am ajuns la concluzia aceasta că pentru Iosia era foarte, foarte normal și natural să meargă să se împotrivească împăratului Neco în lupta aceasta. Ce se întâmplase de fapt? Cu un secol, cu 100 de ani în urmă, Dumnezeu dă regatul de nord, care avea capitala la Samaria, a lui Israel, în mâinile asirienilor, care erau în ascensiune. Și aceștia îi cuceresc și domină Israelul de nord pentru aproape un secol și mereu sunt o amenințare pentru regatul Iuda din sud. După aproape un secol, se ridică Imperiul Babilonian, care începe în ascensiunea lui, să cucerească teren după teren și pornește această luptă împotriva asirienilor. Faraon Neco, pentru că era afiliat cu ei, pleacă să sprijinească pe asirieni în lupta împotriva babilonienilor și pentru Iosia, faptul acesta era binevenit să scape de sub influența asiriană și astfel să aibă oarecum pace.
Și era foarte normal și foarte natural pentru el să meargă în războiul acesta, să lupte după cauzele normale cum se desfășoară viața și astfel să asigure oarecum odihnă și pace pentru regatul lui Iuda. Dar ce n-a înțeles Iosia și cine a scris cartea Doi Împărați face specificarea aceasta foarte interesantă în capitolul 23, versetul 25. Înainte de Iosia, n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea lui, întocmai după și după toată legea lui Moise. Și chiar după el n-a fost niciunul ca el. Dar versetul 26, totuși Domnul nu s-a întors din inițiala mâniei lui cele mari, de care i-a prins împotriva lui Iuda, din pricina tuturor celor ce făcuse Manase ca să-l mânie. Pe înaintea lui Dumnezeu, judecata asupra Ierusalimului și Iuda trebuiau aduse. Iosia n-a înțeles că Dumnezeu i-a făcut un favor personal, nu colectiv. Dumnezeu îi face o favoare deosebită și îi garantează liniște și adăugare la poporul lui, dar omul acesta nu-și dă seama că Dumnezeu are un plan al istoriei care se desfășoară de multe ori nu așa cum gândim noi. Și merge la această luptă și neglijează sfatul care vine ca din gura lui Dumnezeu și ajunge să moară omul acesta. Eu doresc în această seară, frați și surori, din toată inima bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze cu ascultare. Dacă ne-a făcut El făgăduințe, să ne ajute Dumnezeu să ajungem să moștenim făgăduințele lui Dumnezeu. Pentru că timpul a trecut, vreau să mă opresc și să mă rezum deocamdată la cuvintele acestea și dacă Dumnezeu ne dă viață și sănătate, aș dori să continui mesajul acesta, dar până atunci, corelând tot ceea ce s-a vorbit în această seară, consider că Dumnezeu dorește din partea noastră ascultare, frați și surori. Este lucru care îl bucură pe Dumnezeu mai mult decât orice jertfă, mai mult decât orice sacrificiu pe care îl poate face cineva, ascultarea de Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu. Și spun din toată inima, Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta.